15 la oră, și? Am zis la stânga, dreapta, am frânat. Trebuia să mă... De ce nu plătești pe omul ăsta? Nesimțitule. Cum era aia? Arde, uite cum arde. Stai acolo că eu mă bag. Unde te duci? Salut, salut! În ultima perioadă am postat clipurile de la Vâlcea, de la Ride the Vibe. N-am mai filmat nimic mai nou, să zic așa. Și acum mi s-a și rupt suportul de la GoPro, de pe cască. Mi-am comandat altul, mi l-am prins și nici n-am putut să filmez de pe motor că nu mai aveam suport. Până nu mi-am comandat altul pentru modelul meu de cască, până l-am prins cu sugru înapoi. Și acum m-a sunat prietenul meu, băiatul cu Z1000, se duce la vopsitor să vopsească niște carene la motocicletă. A fost cu el în poligon zilele trecute și în capătul poligonului unde parchează el motocicleta era nisip, veniseră oamenii de serviciu, au dat cu mătura și au strâns tot nisipul în capăt. Și a pus, nu a văzut, se uita în altă parte, a pus frână, n-a pus frână tare. A pus frână ușor și a plecat fața, a trântit motocicleta pe o parte și acum aduce carenele la vopsit. Și am zis că mă duc și eu la el să văd. Bine, nu și le vopsește în o altă culoare și le face tot negru, cum erau înainte, cu tot așa cu sticărele roșii, cum, exact cum era înainte. Dar am zis că merg și eu să văd ce le face. Și numai bine, vă iau și eu voi cu mine, să vedeți și voi. Nu știu dacă îi țineți ce de văzut, dar o să-i luăm și un mini interviu în care îl întrebăm ce-o pățit cu motocicleta. 15 la oră, și? Trebuia să mă duc. Că dar vorba aia, el instructor de categoria. Nu se prețează pentru domn instructor să pici cu motoret așa ca fraierul. Vorba aia. Pă cum? Pierde livii de la categoria aia dacă află. Și acum mă duc la vopsitor și o să încerc să mai filmez de acolo. Ce, unde-i Vali? În spate? Și la Paulescu? Cum ajung la Paulescu? Tot acolo. Cel mai tare patron de spălătorie, ce face? Am venit până la Paulescu că... Ba, eu filmez acum, eu postez pe YouTube diseară. Tu ce vrei, să cu ATV-urile, cu aia? Știi să mergi cu ATV-ul tu? Da. Vrei să vezi? E murdarea de când am mers ultima dată. Dar ce te-ai pus cu ea? Am pus sugru ca să microfon ca să pot să vorbesc. Eu când merg pe motor nu se aude când vorbesc, știi? Și ăsta e microfonul și aici așa mi-am prins suportul de la GoPro. Cât e ăsta? 8. Da. Mai am o cameră. Îți dau altă să o încerci și ieftină. Să dau să o încerci să vezi dacă îți place. GoPro ăsta e fain, dar eu aia altă și m-am luat după aia de la DJI și are ecran, știi, pe partea cu obiectivul și poți să vezi ce filmează. Uite, voi motocicliști, între voi. Auzi? 40. Da, ai mai auzit instructor de categoria aia să pice cu motorul? Da. Eu n-am mai auzit, e prima dată. Dar nu știu cum a făcut, ceau, scuze. Cum a făcut, nu știi? Băi, ai zis eu, Beni, și eu mă bag să fac au. Auzi. Dar pe scurt am da, dar vezi că ăsta a picat, pică în poligon ăsta. Fac au, tot. Deci ăsta face 3 pași și pică. Face 3 pași și pică. El nici pe picioare nu știe să meargă bine. Dar zi, cum ai făcut? Cum ai făcut de picat? Zic că te filmezi, fraiere, zi la oameni, cum, ce sunt? Ai venit, 180 ai avut? 180, ai pus frână? 15 la oră, și? Trebuia să mă suni în momentul în care picai, că eu spuneam să tragi un pic de gaz, să-i dai un pic ca să-l îndrept, mai știu.
Unde ți-s alea? O, păi dar l-ai făcut foaie, mă. Tu l-ai făcut așa? El i-a dat cu sprițit. El face tot, eu știu. Aaaa, so. Știi că mi-am și pe aia pus partea stângă era zgâriată. Știi că aveam și stânga zgâriată. Aici ce ne-a adus și burta acum, dacă tot o face să-ți o dea în aceeași culoare să-ți iasă, știi? Erau toate în aceeași culoare. A, bă, pentru asta nici nu făceam, mă. Pentru asta, așa lăsam. Ia eu așa lăsam. Da, dacă era a lui, au, viață! Așa-i? Bă, îmi dai să măcar cu ATV-ul tău. Nu, las că mi-e... După aia trebuie să-mi cumpăr și din-ala dacă îmi place, nu. Mai bine nu-i mai bine nu-mi da. Nu-i da că după aia își cumpără. Am început la creașul ăla cu pădure. Da, mă, știu. Tu ești pe picioare, nu știi să mergi bine. Unde tu mergi tu prin pădure vrei să mergi? E, tu prin mergi, mă. Că te ia la bârli ca să-l nervezi, să se aprindă. Dar nu că știe, bolangiu. Când vede că licără pe cu roșu, nu răspunde. Da, dacă ai uscut toate. Cele mult cu motorul trebuie, mă, că nu-i fain. Zi, mai zi, cu ce te-ai cărat? Cu motor, cu coad, cu tot? Și uite. Uite ce-am făcut, am... Dar la picior n-ai nimic? N-am nimic, atât. Bine, tu ești la de carne așa, eu dacă picau. Eu am picat, la cât am picat eu în poligon? Zic că n-am făcut eu. 120 cred că aveam în poligon. Și n-am avut nimic. 120? Am avut, am venit la întâia blană, doi blană, trei am dat și cred că eram 190 pe avut. Deci tu ai avut, deci tu ai avut la școala sau poligonul cu 120? 190 am avut. Da, tot am avut în capăt la poligon. Eu cu insultul ăla că-și bate. Hai, mă las. Hai, ceau. Am la pandric Gorin. Zici că ție-ți place să-ți vopsești în Damoca? Da. Tu pe bani nu-i place să plătească? Bineînțeles, la fratele meu la Paulescu. De ce nu plătești pe omul ăsta? Nesimțitule. Auzi, ia-ți camara, Cilia! Asta! Hai că mi-s curios să văd cum vopsești la alea. Câte straturi trebuie să-i dai?
și cu lac mare. Se le extinge. Da bine, aia cu lacul nu poți să dai aia, trebuie să lase o sușie asta, nu? Imediat, imediat. Serios? Te-am lăsat, ne vedem mai încolo, mă duc. Ceau domnul, spor să ai la lucru. Am plecat de acolo că i-am lăsat pe stene de vopsit. Ori dat o mână, două de vopsea. Și trebuia să lase să usuce și să vină cu lacul. Na, și cum v-am promis, așa arată carenele vopsite. E greu să-ți dai seama cu ochiul liber, dar aminte să pe filmare, nu știu dacă se vede. Da, bine, nu a fost, căzătura nu a fost, a fost un pic aici bine. A fost, aici, exact aici a fost gheriat. Un pic, da. Aici a fost gheriatura. O să vină sticlele. Și nici nu o să mai dai seama. Probabil nu o să mai... Exact. Și capacul am fost gheriat un pic. Da, dar la cum l-ai vopsit nici nu-ți dai seama. Da. Da, un pic zgheriat, tot cu vopsea nici se vede. Da, v-am promis că vă arăt cum arată după vopsire, așa arată. Și am plecat de acolo. Ia să zic, la foc ceva, să vă știu ce-o luat foc aici. Tortus. Mamă, dar ce arde. Arde bine, nu se joacă. Nici nu mă mir pe căldurile astea. Vede, mamă, ce domne ar tomă loco. Să văd. Bă, dar ce tare arde, ești nebun. De la 30 de bere. Serios? Păi și cum mă reușit ăștia? Acolo niște palet de ambalaj. Ambalaj bol, lăs bol. Deci asta i-a făcut toată acum. Nu știu dacă e. Uite și tu ce tare, ce tare arde. Bă, deci am făcut de la tine. Ceau, ceau. E la Paulescu. Mamă, dar ce negru-i fumul.
partea asta alaltă, poate se vede mai bine, să vedeți și voi cum arde. Păcat. Depozit de băuturi cred că e acolo, dacă nu mă înșel. Uite cum arde. Da, acolo că eu mă bag. O, unde te duci? Mamă. Ce-a? Ce-a? Ca la circ, să uite. Nașpa. Ce să zic, se mai întâmplă și din astea, și cald, și foarte cald afară. Acum asta e. Mă gândesc că o asigurări au toate alea, n-ar trebui să fie o pierdere așa de mare. Da, și ca să ne întoarcem la oile noastre, trebuie să vopsească carenele că erau zgâriate. Rest motorul, motocicleta n-are nimic. A avut 5 la oră, n-a avut viteză foarte mare. Cum ați văzut și pe clip, cum zicea și el, n-a avut viteză foarte, foarte mare. Aia făceam eu mișto de el, nu. Doar că el e un tip așa tipicar și a vrut să fie totul impecabil, să fie totul țiplă cum ar veni, și a preferat să le vopsească, să le facă ca și cum să nu se vadă nimic, cred. Și na, n-am mai putut să stau pentru că trebuie să merg la ziua unui alt prieten de-a nostru comun și am zis că na, trebuie să plec acasă, să am niște treabă și n-am mai putut să stau cu ei să văd și când îi dă lacul. Din câte zicea vopsitorul, astăzi, până diseară la cât e de cald, se usucă vopseaua și poate... poate să își și ia carenele înapoi acasă de seară. Ia să mai vede fumul de aici. Se vede, cum să nu se vadă. Nu știu dacă voi vedeți. Nu știu cum filmează camera asta, cred că e pusă pe wide. Da, nașpa. Și na, o să vă arăt dacă mai apuc azi, sau nu știu când o să editez videoclipul ăsta. Dacă o să apuc să-l filmez cu carenele vopsite și puse înapoi pe motocicletă, atunci o să vă arăt și vouă cum a ieșit după vopsea. Dar oricum o să mai vedeți motorul, motocicleta prin clipurile mele și n-ar trebui să mai filmez eu neapărat. O să vi-l arăt eu în perioada următoare. Dacă nu pun în clipul ăsta cum arată după vopsit, o să-l vedeți în clipurile ce urmează, că o să mai tot meargă cu mine cu motocicleta. Cred că o să mergem și avem o
avem o tură programată prin august pe Transfăgărșan și Transalpina și probabil că atunci o să vină și el, că și am trecut a fost cu mine. Da. Și cam asta a fost tot pe astăzi. Mersi că ați fost alături de mine. Aveți grijă de voi, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, acolo postez tot timpul tot ce fac înainte. Acolo postez poze de câte ori ies cu băieții la crat. O să vă pun undeva, nu știu pe unde se vede, pe aici, undeva o să aveți și contul meu de Instagram și de aia zic să nu uitați să mă urmăriți acolo. Să nu uitați să mă urmăriți acolo. Eu am fost Beni, voi sunteți cei mai tari. Vă pup și vă iubesc.